În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă veniți după mine, vă voi face pescari de oameni. Iată mesajul Evangheliei de astăzi, în care nu este vorba de altceva decât de corabia bisericii, de marea acestei vieți, de Petru și Andrei, care sunt primii printre apostolii chemați, de aceea se spune și Andrei cel întâi chemat, și Petru, iar apoi de Ioan și Iacov, fiii lui Zevedeu, cei care vor fi în preajma Mântuitorului tot timpul. Când am deschis Evanghelia și m-am uitat astăzi ca să o citesc cu atenție, să văd despre ce este vorba, am zis că oare despre ce s-ar putea vorbi astăzi. Și am luat toată săptămâna la rând și am citit toate Evangheliile de luni până sâmbătă. Deci, după ce i-a chemat să urmeze lui, Mântuitorul le-a arătat ucenicilor ce urmează să împlinească ei ca oameni. Și în Evanghelia de luni, deci care este același text, dar este împărțită pericopa pe porțiuni, dă numele celor 12 apostoli care au fost chemați la propovăduirea neamurilor. De ce Mântuitorul și-a ales oameni simpli pentru a putea duce mai departe Evanghelia Harului, Legea Darului și creștinismul? Pentru că în momentul în care ar fi fost vorba de oameni bine pregătiți, de filozofi, cum este marca lui Platon sau Aristotel, pe care se mai sprijină balcanismul nostru, european, dacă ar fi fost vorba de un Pitagora, dacă ar fi fost vorba de un Diogene sau de un Origen sau de alți oameni cu gândirea înaltă, s-ar fi spus, domnule, creștinismul este o filozofie. Dar iată că creștinismul nu este o filozofie, creștinismul este o religie. Nu este vorba de un întemeietor de religie, ci de un desăvârșitor al legii. Creștinismul este de fapt ce? O lege. Eu n-am venit să stric legea, ci am venit ca să o împlinesc. În momentul în care cei doi, Petru și Andrei, urmează Mântuitorul Iisus Hristos, săraci fiind, ei merg la propovăduire și aici este și principiul pe care se bazează biserica, fără niciun interes de natură materială. Și în Evanghelia de marți spune să nu vă duceți la voi cu toiagul, cu traista, să nu aveți bani în buzunare, să aveți doar toiag, să aveți doar încălțăminte, sandale în picioare, iar în casa în care vă va primi să dați binețe și binecuvântare. Aici termenul de casă pentru sărăcia cuvintelor ebraice este termenul de cetate. Iar acolo unde nu vă va primi pe voi, să scuturați praful de pe tălpi și să plecați în altă parte. Deci iată, primul semn că biserica nu vine să propovăduiască o credință a interesului material. Și aici biserica își ia hotarul sau hotărnicia de a nu amesteca credințele false, și când mă refer la pseudo-învățăturile religioase, cu filon creștinesc, deci în care este implicat Dumnezeu sau Hristos sau Cerul sau Sfinții, deci aceste învățături sectare sau segmentate vin și își fac apariția în toate satele, în toate orașele, doar pe interese meschine. Îți dau bani, te încadrez, îți dau pachet, te ajut, te sprijin, nu mai vină la noi. Mântuitorul a știut că în momentul în care omul este supus greșelii sau supus lăcomiei sau este supus părerii de sine, poate foarte ușor aluneca în această extremă. Mă, dacă îmi dă și mesă, de ce să nu mă duc? Ei, în credință, în ceea ce numim noi ortodoxie, nu intră partea materială. Tocmai de aceea v-am amintit odată mai demult și am spus, ar trebui uneori noi ortodoxi, cei care suntem în biserică, cei de pe bănci de afară, cei care sunt prin ogradă sau iau o gură de aer sau aprind o lumânare, să medităm mai mult la icoana Mântuitorului Iisus Hristos, să privim un tablou al răstignirii și vedeți-l unde este Mântuitorul pus pe cruce, ca să vedeți un om gol, după Erminia Bizantină,
în partea de brâu acoperit cu un șervet alb, care este de fapt o bucată din porțiunea hainelor Maicii Domnului cu care l-am înfășurat, care se uită la noi cu ochii plini și senini, dar goi de interesul material. Nu am ce să vă dau. Nu am ce să vă dăruiesc. Din coasta mea curge sânge, beți-l sănătoși, e al vostru. Am spus-o în Joia Mare. Cel ce bea sângele meu, îl bea spre iertarea păcatelor. Cel ce mănâncă trupul meu, se frânge pentru voi și spre iertarea păcatelor. Așa mult vreau. Dar, în același timp, cu mâinile goale bătute în cuie, vine să ne arate că nu l-a preocupat vreodată managementul sau afacerile. Vine să ne arate că nu-l interesează dacă tu iei sau nu credit de la bancă, ci doar trebuie să ceri când te rogi, Doamne, dăm spor și cele de folos. Vine și să uită la noi și ne întreabă, oare crezi că eu am stat vreodată în vreo vilă sau în vreun apartament cu câteva camere? Haide să-ți arăt peștera unde strămoșul meu David păștea oile. Haide să-ți arăt unde Maica, pe un braț de fân în Iesle, m-a născut și m-a culcat, fiind eu împăratul lumii, cuvântul întrupat și Fiul lui Dumnezeu. Se uită la noi cu simpatie și în același timp cu milă și o milă extraordinară. Închipuiți-vă un stăpân, închipuiți-vă un conducător. Deci el nu vine ca un conducător lumesc, ci ca unul împărătesc dumnezeiesc, care își privește subalternii care nu-l înțeleg. Ar trebui să-i pedepsească, ar trebui să-i mustre, ar trebui să-i certe. Dar el le spune simplu de tot. Nu știți ce vreți, nu știți ce cereți, nu știți să vă rugați, nu știți că nici n-ați gândit voi și Tatăl vostru cel din cer știe deja ce trebuie să rânduiască cerințelor voastre. Și tot același Mântuitor Iisus Hristos, în predica de pe munte, ne pune acele 10 fericiri una lângă alta, să ne arate de fapt că fericirea reală este împletirea materială de fapt cu cea spirituală. Să fii blând, să fii bun, să fii milostiv, să fii calm, să te smerești, să rabzi minciună, etc. și așa mai departe, cum spunem fericiri. Dar, în același timp spune așa, dar când vă rugați, așa să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci iată ce rugăciune ne cere să ne rugăm. Ca să înțelegem că rădăcina noastră e în cer. Să ne ducă cu mintea la El. Și acolo spune, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dar la această formă a pâinii, la această formă fundamentală a pâinii, pentru că nu vorbește de o pâine simplă, dospită. Spune, feriți-vă de aluatul fariseilor. Feriți-vă de azimilelor. Deci aluatul fariseilor, răutatea, invidia, mândria, orgoliu, ambiția, răzbunarea, creșteau precum crește un boț în frământătură și cuprinde toată măsura de făină. Dar tot Mântuitorul, ca să arate că există o pâine bună, a venit și a spus, dar mai există că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o dospitură pe care o frământă femeia și frământând-o înghite toată făina. Deci făina fiind noi, fiii lui Dumnezeu prin botez și prin har, iar boțul, pâinea fiind Hristos cel ce ne miluiește și ne hrănește. Și unde vreau eu de fapt să ajung? Ca să înțelegeți că Mântuitorul și-a arătat puterea de Dumnezeu împlinitor din nimic a toate, prin ce? În clipa când i-a văzut flămânzi, goi, obosiți, oropsiți, chinuiți, mergând în gloate după el, ce a făcut Mântuitorul? Le-a vindecat bolnavii, le-a tămăduit bolile și le-a dat să mănânce. Le-a dat să mănânce pește și pâine și s-au strâns ca la 12 coșuri de fărâmituri. Deci ce înseamnă cele 12 coșuri de fărâmituri? În conceptul Sfinților Părinți, atât din punct de vedere filocalic, cât și din punct de vedere tâlcuit mistic al celor care se ocupă de tâlcuirea Sfintei Scripturi, un Maxim Mărturisitorul sau un Ioan Gură de Aur, cele 12 coșuri de fărâmituri sunt toate învățăturile care vor rămâne din neam în neam de la cei 12 apostoli,
fiecare nu va mai putea înțelege valoarea fundamentală a pâinii universale, dar vor vorbi de Hristos până la sfârșitul veacului și sub formă de fărmătură, fiecare va veni și va prinde o fărmătură, o va înghiți și va înțelege ce este creștinismul sau ortodoxia, ce este de fapt religia iubirii, ce este de fapt bunătatea. Pentru că în momentul când stă pe cruce, se uită la noi și este blând, așa spune. Învățați de la mine. Sunt blând și smerit cu inima. Și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci odihna nu vine nici dintr-un cont mai încărcat, nici dintr-o avere mai sofisticată, nu vine nici din ceva mai concentrat și mai stabil, pentru că stabilitatea nu o dăm noi. Și când vorbesc de stabilitate, mi-aduc aminte de femeia din Evanghelie, care pe la spate, atingându-L pe Mântuitorul, Mântuitorul a întrebat, am simțit că a ieșit o putere. Și ea a mărturisit că de 12 ani merg prin doctori și am cheltuit toată averea și nu m-am vindecat. Iată un mod de a risipi contul sau consistența averii dacă cumva îl întristez pe Dumnezeu. Deci în momentul în care El vine și alege doi pescari săraci și din doi face 12 și ca să arate modul de calicie, ca să folosesc un termen pe înțelesul dumneavoastră, sau dacă vreți un mod avansat de sărăcie, spune că mergând mai departe a găsit alți doi frați care își dregeau mrejele, le cârpeau, că pești mai căpoși, mai mari, mai bătăioși, când se zbat, putrezesc ațele alea, plasele alea și se mai rup. Ei, ei tocmai le cosea, erau așa de săraci că nici măcar plase de rezervă n-aveau. Nici măcar nu își permiteau să pescuiască cu niște instrumente de pescuit bine puse la punct. N-aveau odgoane, n-aveau cârlige, n-aveau momeli, n-aveau vârșe, n-aveau saci de pescuit, n-aveau plase cu plută. Știți ce înseamnă a pescui în mare? Deci și pe acelea le dregeau, le cârpeau, cum se spune. Dar de ce le cârpeau? Ca să se înțeleagă că în sărăcia lor n-ar fi putut conveni sau converti pe cineva la creștinism, că n-aveau ei după ce bea apă. Și ca să vezi până unde duce măsura sărăciei în propovăduirea Mântuitorului Iisus Hristos, la un moment dat tot iudeii, plini de figurații în cap, cum erau ei la vremea respectivă, se apropie de Mântuitorul și întreabă, să cade să dai dajdie cezarului? Și aici Mântuitorul le-a întins o capcană care nu s-au așteptat. Deci le-a arătat un dinar și a zis, ce scrie pe el? Păi capul cezarului. Păi de-i cezarului, ce-a cezarului. Și i-a spus lui Petru, du-te la mare și primul pește care vine, prinde-l și ce găsești în gura lui, adu-l la mine. Și ce avea peștele când a venit cu el? De la... Ce avea? Un dinar de argint, avea un sicliu, un ban cu care se plătea darea la templu. Și a spus, dă cezarului ce al cezarului. Deci ca să vezi că atunci când te lași în seama lui Dumnezeu și când ai toată nădejdea în Dumnezeu, aici nu este vorba de fanatism sau pietism, să nu facem confuzia sau să alunecăm, gata, mă duc acasă, nu mai prășesc, nu mai pun în grădină, nu mai fac 8 ore de servici, nu mai îmi țin fluxul muncii, aștept să-mi pice, nu. Deci muncești în cinstea corectitudinii creștinești pentru ceea ce ți se cuvine, te zbați pentru drepturile tale și de unde știm noi că trebuie să te zbați pentru drepturile tale? I s-a spus lui Adam la ieșirea din rai, iar pâinea să-ți o câștigi în sudoarea frunții tale. Nu poți să transpiri stând degeaba, mai transpiri când e căldură mare, dar de obicei asuzi muncind. Ei, în momentul în care ai depus acest efort exact și concret, atunci poți fi cu adevărat discipol al lui Hristos. În momentul tu când cauți religia pe principiul profitului sau al interesului, nu vei avea niciodată. Și aici este de fapt și esența pentru care biserica trebuie să aibă cea mai mare grijă. Pentru că chiar biserica noastră ortodoxă traversează un moment de criză pe care mulți oameni îl înțeleg și alții nu îl înțeleg. Și am să vă explic în ce constă. Discutând cu oameni care se cred, cu multe facultăți sau cu dogme la cap sau studioși sau funcțiile lor i-au pus în puncte cheie, au zis, părinte, biserica noastră ortodoxă, biserica voastră, că de fapt ea preoților biserica în concepția poporului, are foarte mari lacune. Și am întrebat în ce constă această lacună.
Păi zice, de ce nu mergeți la Biserica Catolică să vedeți câtă filantropie fac, câte azile de bătrâni au, câte cămine de copii, câte grădinițe, câte cantine, câte case sociale? Și am spus, da, nu vă contrazic într-un nimic. De ce să nu se ocupe catolicismul de aceasta când ei n-au timp de rugăciunea lui Iisus? De ce să nu se ocupe catolicismul de semenii și de aproapele, să nu fie samarineni milostivi, când ei au pierdut de mult noțiunea întâlnirii cu Dumnezeu prin inimă? Au pierdut noțiunea întâlnirii cu Dumnezeu prin taine, prin mistică, au pierdut noțiunea întâlnirii cu Dumnezeu prin pustie, au pierdut rugăciunea noțiunii și întâlnirii cu Dumnezeu prin isihie. Sigur că asta le-a rămas. Deci atunci când un popor își pierde esența spirituală și devine un popor material consumist, deci un popor de consum, el trebuie să împlinească aceste norme de consum. Ce să facă o biserică bogată pe câteva continente, cum este Imperiul Vatican și Biserica Catolică, cu miliarde și cu miliarde de lei pe care biserica îi câștigă din lumea occidentală prin impozite și tot ceea ce faceți și voi, de fapt, cultul, contribuția, pomelnicul, lumânarea și așa mai departe. Trebuie să investească în ceva, pentru că n-ar avea ce face cu ei. Dar catolicismul n-a trecut prin 600 de ani de războaie, n-a trecut prin expansiunea otomană, n-a trecut prin expansiunea comunistă. A fost comunist, puțin în Polonia, dar în restul, în general, deci Biserica Catolică a avut libertatea occidentală și atunci sigur că dezvoltarea ei nu se compară cu bisericile locale creștine de rit ortodox. Și atunci sigur că Biserica Ortodoxă și-a pus la punct alte trei forme de apostolat social, care înseamnă pescuire în marea vieții prin corabia lui Dumnezeu. Ce a făcut? A învățat rolul și esența familiei creștine. În Scriptură, dacă citiți, la un moment dat, se spune că la evrei, când îmbătrânea un părinte, era renegat, era batjocorit și aruncat, lăsat de izbeliște. Ei, Mântuitorul a venit și ne-a dat o pildă, vindecând-o pe soacra lui Petru. Deci Petru, care era iudeu, nu și-a descalificat valoarea soacrei, era și familist. Și a zis, Doamne, ajută-o că e cuprinsă de friguri. Și a pus mâna pe ea și au lăsat-o frigurile. Deci a făcut-o sănătoasă și biserica s-a gândit că e cel mai bine să integreze copiii în familie, pentru că mama și tata e cel mai bun educator, preot, păstor, povățuitor și învățător. S-a gândit că bătrânii, dacă au crescut la rândul lor copiii și le-au lăsat o moștenire, e de datoria tinerilor să-i crească, să-i ajute, nu să-i ducă de acasă la azil, că le miroase apartamentul sau le calcă preșurile în picioare și le deranjează florile și tablourile pe pereți sau ce mai poate greși un bătrân în neputința lui. Și biserica a venit și a arătat mila față de semeni și atunci a intervenit prin ce? Prin cutia milei pe care o are biserica și dai de o operație la un sărac sau la o văduvă sau îți ajut săracii din parohie, fiindcă preotul și-i cunoaște cel mai bine, dar nu e de datoria lui Hristos și a bisericii să se oprească din lucrarea spirituală dogmatică, mistică și de înălțare către Dumnezeu și să ne transformăm într-un imperiu de caritate pentru paraziți. Este același lucru pe care îl traversează societatea de astăzi. Prin ce? Prin excluderea locurilor de muncă, înmulțirea șomerilor, înmulțirea celor care nu muncesc, nu vorbim de pensionari pentru că ei au muncit la rândul lor în vremea lor și nu sunt condamnabili, și în momentul în care în societate nu se produce, zice, noi nu mai avem, trebuie să împrumutăm, nu avem că nu muncim. Ei, același lucru e și în biserică. Nu poate biserica să se apuce de acum în locul Sfintei Liturghii să facă filantropie. Nu poate biserica în locul spovedanii să pună cantina socială. Nu poate biserica în locul Sfântului Maslu să facă spitale. Avem spitale. Avem universități de medicină care ne pregătesc medici în vederea tratării bolilor trupești. Nu e de sorginte. Biserica are. Are medic stomatolog, are medic asistent medical, are cabinetul ei medical, are punctul ei farmaceutic pentru strictul necesar. Deci Hristos nu vine
să ne aducă o biserică cu buzunările pline, în care omul vine și de-a, e treaba bisericii, trebuie să mă ajute. Te ajută în măsura în care ai rost pragul, te ajută în măsura în care ai ascultat slujbele, în măsura în care ai păzit legile, în măsura în care ai păzit poruncile, în măsura în care ai respectat slujitorii, Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, Biblia sau Sfânta Scriptură, te ajută în măsura în care ai fost spovedit și împărtășit și te ajută în măsura în care ești fiul bisericii. Da, dacă tu ești boschetar de șanț, tu ești huligan și criminal și proxenet și hoț de buzunare prin țări străine sub pretext că ești plecat la muncă, nu-i treaba bisericii. E treaba morală a dumitale că în momentul în care nu te-ai putut integra într-o societate, te-ai exclus singur din ea. Și primul lucru pe care l-a spus Hristos a fost acela. Căutați împărăția lui Dumnezeu și celelalte se adaugă vouă. Biserica occidentală sau biserica de abuz, care este o biserică puternică ca imperiu și numerioritate, a căzut în latura adamică. Nu mai vrea pomul vieții, vrea pomul binelui și răului. Și am avut o discuție cu cineva și i-am spus, cu cât omul își complică viața, cu atât îi complică Dumnezeu ispitele. Cu cât omul își simplifică viața, cu atât și Dumnezeu îi simplifică ispitele. Ia fi un om corect, nu fuma și n-ai să te tratezi de boli pulmonare. Nu bea și n-ai să te tratezi de boli gastrice. Nu fi desfrânat peste măsură și n-ai să te tratezi de boli ginecologice. Toată lumea spune, vai, cancerul e în floare. E în floare. E în floare și prezervativul, e în floare și contraceptivul, e în floare și steriletul, e în floare și plăcerea sexuală promovată în ziare, în cărți, în mass media. Și toate acestea se fac pe un organism viu, uman, care a fost înzestrat de la Dumnezeu cu ce? Cu rațiune, cu suflet viu, a fost înzestrat cu inteligență, cu discernere și mai mult decât atât, acestui trup i s-a dat statutul de templu al Duhului Sfânt sau casa sufletului. Și ce ar putea da omul în schimb pentru sufletul său dacă lumea întreagă ar dobândi-o și sufletul și-ar pierde? Nu știu dacă mântuirea stă în sân de silicon, sau nu știu dacă mântuirea stă în mașină de 50 sau 60 de mii de euro pentru care muncești până caz în nas, treaba celui care o are și să o stăpânească sănătos. Și nu știu dacă mântuirea constă în a composta un bilet de 3 lei și a te sui în tramvai sau a te sui într-o mașină obișnuită și a merge de aici până dincolo. Fiecare, deci, ceea ce gândește. Cu cât îți complici viața, îți complică Dumnezeu ispita. Lăcomia te împinge spre munca necinstită, zgârcenia și lăcomia te împinge spre avariție și răutate, luxul și mulțimea te face pradă hoților, că a spus Mântuitorul. Aveți grijă cu aceste averi trecătoare. Molea le macină, hoții le pândesc și le fură, furii le strică. Dar dacă vă veți face o comoară nestătătoare, ci una veșnică care este în cer, atunci vei fi omul cel liniștit și moral, care în loc de 6 câini pitbull la ușa ta, ai o simplă sonerie, a sunat, da, poftim, ia-și la mine o pâine, zi, bă, da, proste. În momentul în care tu ai creat în jurul tău atenția celorlalți, ai devenit și victima propriilor tale păreri sau impresii. Și atunci sigur că ți-ai complicat singur viața și de la Andrei din Betsaida până la Petru, de la Zevedeu și Ioan care își cârpeau mrejele pentru a prinde un 10 kg de pește să-i saramureze și să-i usuce, să-și poată plăti darea sau pâinea sau pesmetul, până la Ioan sau Vasile care stă cu conturi și cu miliarde de euro și e interesat de cel calcă fiscul de neau, anticorupția, procuratura, poliția și așa mai departe, nu-și poate justifica averea, nu știe de unde a mai luat, nu știe cum s-au mulțit, nu contează. Deci aici nu vorbim în sens incriminatoriu. Deci vreau să spun cât psihic îți trebuie ca să știi tot timpul să spui o minciună atentă, să nu pici în plasa pânditorilor, pentru că sunt mai mulți răufăcătorii decât muncitorii. Cei care muncesc și agonisesc, e treaba lor de ce o fac, îi privește. Dar cei care îi pândesc de ce muncesc și de ce au, sunt și mai mulți. Și atunci, automat, te rupi de împărăție, te rupi de nunta Fiului de Împărat, te rupi de Sfânta Liturghie și de potirul euharistic și în loc să devii pescar de oameni, pentru că de ce le-a spus Mântuitorul la apostoli că îi face pescari de oameni? Ce veneau cu undița și arunca și unde s-a agățat cârligul, tu treci la creștinism? Nu! Cela ce prea Duhul Sfânt
l-ai vărsat peste apostolii tăi și prea înțelept ți-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat iubitorile de oameni, slavă ție. E de datoria mamelor să-și cultive fetele spre familia cinstită, a copiilor, așa bărbaților, spre căsnicia cinstită. E de datoria preoților să vadă care mama are inclinații mistice și să-i dea rugăciunile care îi se potrivesc. Care fata are inclinații mistice și să iasă o călugăriță bună. Sau care băiat are inclinații bune și să iasă un preot bun. E de datoria mamei să vadă, sau a bunicii, să vadă care este educat frumos și bisericos. Deci aceasta este vânarea de oameni. Deci făcându-i, vă voi face pescari de oameni. Deci din această mulțime cât e în biserică, dacă ai fi văzător cu Duhul, știi, ăla să mântuie, ăla să mântuie, ăla să mântuie, ăla e bun de aia, ăla e bun de aia. Dar pentru asta trebuie rugăciune și unire cu Dumnezeu. Cam asta e Evanghelia de astăzi. Să nu credeți că în Evanghelia de astăzi era vorba de vreo pescărie, cum este la Hala Centrală sau la Nicolina, ți-ai umplut tașca cu pește și ai plecat. Nu! Mai arată la un moment dat că tot Mântuitorul, venind la apostoli, și aici închei că e vorba tot de pescuit, le-a zis, aruncați smreaja de-a dreapta corăbii. Probabil ei prinsese după bătaia vântului de-a stânga corăbii. Eu știu de ce a spus, aruncați-o de-a dreapta corăbii. Maxim Mărturisitorul și Simeon, nou teolog, au spus că de-a dreapta corăbii este învățătura cea dreaptă și bună. Și așa mă gândesc o fi. Și a spus, băi, da, am vânat toată noaptea și n-am prins nimic. Iată cu câtă înțelepciune. Am vânat toată noaptea și n-am prins nimic. Păi dacă umblați în întuneric, ca fii întunericului. Păi cum vrei să vânezi virtuți în întuneric? Cum vrei să vânezi virtuți în noaptea păcatului? Cum vrei să vânezi virtuți în întunericul necunoștinței? Dați de-a dreapta o corăbie, unii lumina. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am primit credința cea adevărată, nedespărțite Sfinte Triimi, închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Și-au scos de era să se rupă mrejele, pești mici și mari, zice ca la 152. De ce au scos atâția pești mici și mari? Mari sunt sfinții, mari sunt mucenicii, mari sunt propovăduitorii, pusnicii, apostolii, soboarele ierarhilor și a mărturisitorilor. Iată ce au scos apostolii din mare. Și de ce au scos 153? Când îi aduni unul și cu 5 fac 6, 3 fac 9. Pentru completarea cetelor căzute, deci sufletele creștinilor care sunt în biserică până în zilele noastre. Pentru că credința nu se duce mai departe din generație în generație, nici prin procese verbale, nici prin ștampile. Prin viu grai, prin cuvânt, prin propovăduire, prin împărtășire, prin a crede, prin a nădăjdui și a vedea pe Dumnezeu cel euharistic atunci când îl înghiți cu lingurița și prin a păstra mai departe învățătura primită de la apostoli, fărâmiturile cele, de la cele 12 coșuri. Deci să dea bunul Dumnezeu ca cei din biserică de astăzi să devină din acest ceas și din această clipă nu pescari de oameni, pescari de oameni credincioși ai familiei lor care nu-L cunosc încă pe Dumnezeu. Fiecare din noi să-și aducă soțul soția, soția soțul, părinții copiii, copiii nepoții. Și v-am spus, și astăzi mi-a crescut inima când am numărat de dimineață 136 de prunci și l-am împărtășit. Eu cred că din ăștia va ieși o generație sănătoasă. Eu cred că ăștia, dacă de mititei primesc Duminica Sfântă Împărtășanie, și aici ai cu tact, că și Dumnezeu lucrează fără voia noastră. Momeala e cel mic, că l-aduce să-l împărtășească să fie sănătos. Dar în felul acesta e și părintele la biserică. Aude și el învățătura care îi pricepe. Și azi să lipește o boabă, mâine să lipește o boabă și copilul se trezește că are doi părinți credincioși care s-au făcut credincioși datorită copilului, nu datorită lor. Pentru că în dorința de a-l avea sănătos să-l aduceau la împărtășit, aducându-l la împărtășit au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul s-a lipit de ei și ei devenind credincioși, deja predau ștafeta mai departe unui copil bine educat. Dar copiii fără Dumnezeu și familiile fără Dumnezeu, la ce duc? La azile, la orfelinate, la filantropie, la cămine de bătrâni abandonați,
la Vasiliade, unde trebuie să-i hrănești și să-i acoperi, și asta nu este un rod al credinței, ci un rod al necredinței. Adevărata credință este, cum spune în Evanghelia Apocaliptică, să se împace leul cu mielul, adică cel sărac și năcăjit și smerit și modest să poată trăi pe lângă cel bogat și puternic care agonisește. Că așa a spus Mântuitorul, eu nu vreau sânge, nu vreau jertfă, milă voiesc. Amin.